Salut prieteni și bine v-am regăsit! Eu sunt Mihai și astăzi jucăm Minecraft. Haideți să continuăm. Din câte vedeți, am mai îndreptat eu aici puțin. Să putem face ferma. O să punem ori porci, ori găini. Vedem. Sau poate amândouă. Până una alta să mănânc ceva. A, da, și am mărit și ferma de legume. O să vă arăt imediat. Și da, am capturat aici o găină. Nu-i mai dau drumul. Aici o să rămâne. E prietenul meu. El n-o să moară. Așa-i. Cum îl cheamă? Nu știu cum îl cheamă. O să mă gândesc că și la un nume. Ok. Se face noapte? Mai e puțin. Bun. Până una alta vreau să fac o cutie. Cum naiba se mai făcea? Așa. De fapt, două. Cum se numesc? Cufăr. Ok. Nu le mai știam numele. Și încă unul acolo o să fie mare. Nu prea știu ce să pun. Da. Au venit niște creeperi cât timp am lucrat eu pe aici. M-a prins noaptea. Și mi-a explodat unul aici, dar am îndreptat puțin. Și în rest a fost totul ok. Să vedem. Ce ne trebuie nou acum? Garduri. Voi face garduri. Cum se fac gardurile așa? Zid de piatră, ok. O să fac de piatră pentru că, din câte știu eu, găinile... vor trece prin acele găuri. Cum puneam eu pe toate odată? Nu mai țin minte. După shift? Nu. După control? Nu. Nu mai țin minte. Cred că așa. Am rămas deja fără piatră? Ah, bun. O să fac, de fapt, nu o să fac chiar așa de multe. Pentru că nu cred că o să am nevoie de chiar atât de multe. A, de fapt, da. E bine atât. Ia să vedem, se face noapte. Ok, o să mă pun să dorm. Și totodată o să ne mai trebuiască și niște scări. Că deja m-au enervat chestiile alea. Deja devine enervant acolo să sari. Ok, haide. Bună dimineața. Bun. Hai să pun treptele astea aici. Ceva de genul. Ah, da, și-am asupat fereastra pentru că băteau zombii pe aici și nu vreau să am probleme. Ok, unde o să fac eu ferma? Deschidem asta, luăm zidurile, le punem aici. Nu o să fac ceva super mare, o să fac ceva micuț chiar. Ceva de genul. Pentru că nu are rost să-l fac foarte mare. Ok, și acolo o să... punem animalele până un alt. Hai să mai facem încă un loc pentru porci. Oare ce trebuia să mai dau de mâncare la porci? Chiar nu mai știu, dacă nu-mi dau seama, o să mă documentez. Câte am pus aici? Nu mai știu. Nu stau să le număr acum. Facem așa după ochi. Cred că le-am nimerit. Ok, bun, 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 bun. Bun. Și acolo o să mai vină una. Hai să vedem, uităm încă nou. Câte o am? De fapt, stai că mai aveam câteva aici. Dacă îmi ies... nu. Mă gândeam să bag doar pui, dar... Haide tu, găinușu, vino aici. Vino, vino, vino. O să mai au încă una.
Uite și o vacă, asta e bine. Asta e super bine. Înseamnă că o să punem și vaci. Vino. Uite așa, perfect. Ha, ești a mea. Perfect, o să mai trebuiască încă una. Sper că nu sar peste. Sper. Uite aici un porc. Porcii oare mănâncă chestii de-astea? Ha? Vine? Lol, ce prost. Bravo, mă. Bravo, ce să zic. Nu, ok. Dar găinile? Haide, găini, ușor, vină după mine, te rog. Nu fugi. De ce fuge? Vino mai după mine. Așa, bravo. Ok, băgăm și găina asta aici. O să dărâm repede asta aici. Tu. Oh, nu. Nu mai vine acum. Ok, bun, perfect. Haideți. Nu? What? Pe bune. Acum nu mai vine niciuna. Haide, mă. Asta e cel mai enervant. Ok, perfect. Ale mele sunteți, găinilor. Acum înmulțiți-vă, vă rog. Așa, faceți dragoste acolo. Au făcut pui? Au făcut. Perfect. O să mă duc să iau și celelalte ouă. Poate mai iese un pui mai mic. 8 ouă. Nu știu să le gătesc. Nici nu știu dacă se poate. Bănuiesc că se poate. Ok, hai să vedem. Ei. Ce-am făcut? Sper că nu rămâne pe afară. Ba da. Ba da. Rămâne afară sau nu? Să rămâne... Oh, da, perfect. A intrat acolo. Hai să vedem ferma, cum arată, în ce stadiu e. Poate... poate s-au făcut câteva din astea. Uite acolo câteva, e bine. Am mai pus eu câteva, cum am spus. O să vedem care sunt gata. Ăsta. 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 Și cu asta de aici. În rest, mai durează. Doar 5 semințe avem. Care o să le pun aici. Și aici. S-a mai făcut una? Bun. Cred că dacă mai stau pe aici, se mai face încă una. Da, și cu astea, grâu. Parcă cu astea. Ademeneam vacile și porcii, nu mai știu, sigur, v-am spus că n-am mai jucat de mult. Și nici atunci nu jucam eu cine știe ce. Hai să iau niște nisip să fac geamuri acolo. Dacă tot sunt aici, cred că mi-ajung. Ok, bun. Abia aștept să merg la explorat, pentru că sunt niște peșteri mari pe acolo. Prin partea aia. De fapt, sunt peste tot peșteri. Ok. Da, și trebuie să mai facem încă un de ăsta pentru vaci. Dacă tot eu o vac acolo, să o iau și pe aia. Din câte știu eu, vacile sunt cele mai bune la drop carne. Când vine vorba de asta. E bine așa? Cred că da. Bun. Hai să luăm vaca. Sper că cu asta o ademeneam. Ia să vedem. O, da, perfect. Vino după mine. Trebuie să-i mai căutăm și un partener. Altfel nu facem treabă. Hai, văcuțo. Cu talent aici. Perfect. Rămâi tu aici, te rog. Nu, 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 înapoi, 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 înapoi. Haide. Înapoi. Nu, tu nu treci de mine. Ok. Am greșit. Ok. Apare merge să o împing puțin. Na, bine. Rămâi acolo. Mai e una acolo? Sau mi se pare mie? Cred că da, bun. Mai e un peșter pe aici, pe undeva, cred. Haide, vină cu mine. Hei, tu,
cap pătrat, vină cu mine. Bai, dar nu vor să vină, asta e cel mai enervant. Când trebuie să le aduni. Haide mai, vino. O să te duc la gagică ta. Mai uite un porc acolo. Încet, încet, să nu te lovești. Avem nevoie de tine. Haide. Bravo. Și nu poți tu să cazi puțin acolo? Așa. Hai, încă puțin. Hai, bravo. Bravo. Rămâi acolo. Mai întrebă un porc. O, da, și hai să mulțim și vacile. Nu vreți? Nu vă e foame? A, acum vreți? Ok, și mai mi ajung asta pentru încă doi porcușori. Haide mă, tu nu vrei? Oare ăștia mănâncă morcovi și alte chestii, nu? Sau nu? Cred că da. Deci să înțeleg că e o peșteră pe undeva pe aici. Ok, o să-mi trebuiască morcovi sau cartofi ceva. Pentru că nu merge treaba așa. Oricum, porci. Dă-i naiba. Bun. O să mai avem nevoie de grâu. Sau să mai caut o vacă să fie 4 în total. Când se face ăla mic, mare. Da. Dacă vine, dacă nu vine, nu stau pe aia. Deci nu stau pe aia și așa. O, de fapt nu mai stau pe aia. O să mă duc să termin în casă. Vreau să facem geamurile. Ei. Și am lăsat asta deschisă. Poate fugea găina. Băi, să nu fugi, să nu mă las singur, te rog. Sunt singur oricum. Așa că rămâi aici. Bun, avem și ceva mâncare. Hai să vedem cum e cu geamurile. Câte îmi dă? Unu? Unu? Sau mai multe? Sticlă. Ok. Să-l fac mai mare sau ajunge atât? Cred că ajunge. Eu zic că ajunge. Bun, și îl punem. Nu! Ia uite mă, s-a dus, a plecat. Ne-a lăsat. Ok. Nu se poate. O să-mi aduc eu prietenul înapoi, nu vă faceți griji. Punem geamurile. Luăm semințele. Vino aici. Tu nu pleci nicăieri, ai auzit? Nu pleci, nu mă lași. Bun. Ce ar mai trebui eu să fac? O să extindem casa mult. Pentru că vreau să fac ceva mare în tot muntele ăsta. Și ar trebui să sap și în jos. Ia să vedem. S-ar putea să nu dau bine pe aici. Vedem, vedem ce iese. Oricum, zona e destul de mare și se face și noapte. De aceea o să mă pun să dorm. Ok. Ok. Bun. Oricum, o să mai finisez eu să mai fac pe aici când nu filmez, să nu vă plictisesc. Și după continuăm când încep să filmez. Aparent, n-am spart aiurea. Întrebarea e cât de mult pot să merg în direcția aia acum. Pentru că în partea aia vreau să merg. Scuze dacă mă mai bălbâi. Sunt și eu om. Cred. Părinții mi-au spus că sunt de pe altă planetă, dar
Ce să fac? Asta o să fie o altă cameră, aș vrea. Hai să pun și niște torțe. Uite așa. Să aibă găina loc unde să se ducă. Mi-aduc eu aminte când stăteam și căutam diamante cu ore. Stăteam săpam în pământ peste tot. Și nu găseam nimic. Episoadele viitoare o să mergem după fier. Avem mare nevoie de fier. Pentru că nu prea merge cu ăsta de piatră. Ne trebuie, de fapt, mult fier. Nu așa. Să ne facem și armură, pentru că suntem pe extrem până la urmă. Deci, o să avem nevoie și de armură. Sau aș putea să omor vacilele și să-mi fac armură. Dar nu. Nu încă. Cum fac găinile astea ouă dacă sunt doar ele aici? Chiar nu înțeleg. Ok. Astea nu sunt bine puse aici, o să le mut. Probabil pe aici, nu știu. Hai să... Mai am târnăcop? Nu mai am. O să trebuiască să mai fac. De fapt, o să trebuiască să mergem la minat. Sau poate o să-mi fac o mină chiar undeva aici. Nu știu, o să încep să sap în jos pe undeva. Oricum, sunt la început. Nici nu știu dacă ia 5 a 6 zi în Minecraft. Deci, da, o să închei aici episodul ăsta. O să continuăm data viitoare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă v-a plăcut. Eu am fost Mihai, ceau și multă baftă!